Sfântul Varlaam, mitropolitul Moldovei, este o personalitate a bisericii noastre din cel de-al 17-lea secol, un secol de înflorire duhovnicească și culturală aparte. Numele pe care Sfântul Varlaam l-a primit la botez a fost Vasile. S-a născut în jurul anului 1590 într-o familie răzeșească din satul Borcești, în apropierea Târgului Neamț. Cucernic și evlavios, tânărul Vasile s-a îndreptat spre viața monastică din schitul Zosim, pe valea pârâului Secu, viitoarea mănăstire Secu. A intrat în monahism primind numele Varlaam. Pentru că avea plecări intelectuale, a fost rânduit să învețe limbile greacă și slavonă. El va traduce în limba noastră lucrarea numită Scara a Sfântului Ioan Scărarul. Pentru înțelepciunea și viața sa duhovnicească a fost numit egumen al mănăstirii, ulterior fiind hirotesit arhimandrit. În anul 1632, Varlaam este chemat la înalta demnitate a arhieriei, fiind rânduit să slujească pe scaunul mitropolitan al Moldovei. Domnitorul țării în acea vreme era Alexandru Iliaș. Varlaam a păstorit aici între anii 1632 și 1653, în timpul domniei lui Alexandru Iliaș și a urmașilor săi la domnie, Miron Barnovski, Moise Movilă și Vasile Lupu. Cu sprijinul acestui din urmă domnitor, la care s-a adăugat sprijinul mitropolitului Chievului Petru Movilă, Varlaam a înființat în 1640 la Iași prima tipografie românească. Tiparnița a fost așezată la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. Aici au fost tipărite numeroase cărți de cult și de apărare a dreptei credințe. Cartea sa, Cazania, sau Carte Românească de Învățătură la Duminicile de peste an, la Praznicile Împărătești și la Sfinții Mari, tipărită în anul 1643, prima carte românească tipărită în Moldova, l-a înscris pe mitropolitul Varlaam între ctitorii de cultură românească. În timpul său s-a înființat prima școală de grad înalt din Moldova după modelul Academiei Duhovnicești de la Chiev, fiind aduși aici profesori celebri. Lucrarea sa pastorală a fost marcată de eforturi considerabile de apărare a dreptei credințe. Astfel, sub înalta sa păstorire a avut loc în anul 1642 la Iași un sinod care a îndreptat și aprobat mărturisirea de credință a mitropolitului Petru Movilă, publicată la Chiev câțiva ani mai devreme, în 1638. Numele mitropolitului Varlaam s-a aflat și pe lista de propuneri pentru ocuparea scaunului de patriarh ecumenic al Constantinopolului. Tot în timpul păstoririi sale au fost aduse la Iași Sfintele Moaștele Cuvioasei Parascheva, fiind așezate spre cinstire în Biserica Mănăstirii Trei Ierarhi. În anul 1653, mitropolitul Varlaam s-a retras la Mănăstirea Secu, unde a mai trăit 4 ani în rugăciune și viețuire sfântă, trecând la Domnul în anul 1657. Pentru viața sa minunată în slujba Bisericii și a neamului, în data de 12 februarie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților.